Stadionul Marin Anastasovici a suferit modificări importante în acest an, principala noutate fiind apariția tribunei oficiale cu peste 2000 de locuri. Stadionul are la ora actuală o capacitate de peste 4400 de locuri, dar va ajunge la peste 8000 prin construcția a două peluze. Chiar de luni încep lucrările, până acum s-a făcut proiectarea, s-au avut contractele de lucrări. Am așteptat să sfârșească acest tur de campionat. Începând de luni se încep lucrările așa cum am deja s-a trasat. Se dărâmă partea din spate cu acele banere ca să putem să lucrăm. Urmând ca undeva pe la sfârșitul lunii martie, peluza să fie gata. Termenul de finalizare final, vorbesc pentru recepția finală, este 10 aprilie anul viitor. După ce prima peluză va fi gata în primăvară, va începe lucrul la cea de-a doua peluză. Miza ține de organizarea la Giurgiu a meciurilor din calificare sau grupele UEFA League. Și de ce nu mai mult? În paralel încercăm să contractăm și peluza a doua, care devine peluza a doua. Sigur, sunt optimist, poate dacă spun că undeva la sfârșitul lunii iulie sau la jumătatea lunii august e posibil să fie gata și aceea. Am făcut o solicitare la UEFA, ne-au trimis cartea de omologare, deci condiții de omologare. În acest moment noi îndeplinim peste 85% din condiții, eu cred că nu va fi nicio problemă până la sfârșitul lunii aprilie, când vin din nou pentru omologare, să îndeplinim toate condițiile pentru disputarea cel puțin a meciurilor din calificări, dar și a meciurilor din grupă, cel puțin UEFA League, dacă nu în Champions League. Ioan Nicolae spune că se gândește și la lotul Astrei, pe care vrea să îl completeze cu jucători de valoare și că meciurile Astrei se vor juca la Giurgiu numai atâta timp cât publicul este fair play. Veți aborda returul cu același lot? Păi nu, eu sper să îmbunătățim lotul. Deja am îmbunătățit cu un jucător și sper că, așa cum am spus în permanență în ultimele două luni de zile, cel puțin 2-3 jucători de valoare, cel puțin egal al lotului existent, vor mai veni în Astra. Ionis este al nostru, mai ne trebuie 2-3 jucători și cred că asta se poate bate cu oricine. Și chiar ultima întrebare, un mesaj pentru suporterii, și pentru giugiuvenii obișnuiți, dar și pentru suporterii echipei Astra? Dacă țin la orașul lor, dacă țin la tot ce înseamnă patriotismul local sau, eu știu, la sport, să vină la meci de fiecare dată, pentru că este un adevărat spectacol sportiv. Am creat aceste condiții pentru toată lumea, se poate veni cu familia, copilul, cu soția la meci, unde se simtă bine. Când voi auzi pe terenul care îl fac cu multe eforturi financiare, că se va înjura, că se va arunca cu pietre, voi închide stadionul.